Acestea sunt cele două compartimente în care sunt găzduiți masculii văduvi de zbor, aparținând de tandemului columbofil frații Kim din Urziceni. Văd că sunt la fel de liniștiți și cuminți ca și femelele. Ați vorbit cu ei înainte, le-ați spus că vin și să stea cuminți, nu? Da. 30 de masculi. 30 de masculi. Și cu aveați mai mulți într-un compartiment, parcă în anii precedenți, nu? Mai bine, aer mult, mai da. Puțin. Bine, aici nu se poate vă uita nimeni de oxigen, că aveți un perete este jumate numai cu plasă. Este uscat. Da. Probleme nu sunt, sănătate nu sunt. Se vede. Găinațul e cum trebuie. Curățenie, farmacie. Ar fi și pe acasă. 30 de porumbe să nu stare să nu așa e. Fiecare. Așa e. Nu era foarte simplu să le pun gătare pe jos. Știu. Da, dar nu era același miros curat, probabil. Nu, așa dimineața am dat afară zboară, cât zboară. Aici am 5 minute de bucurat. Așa. Ce, fiecare zi dați cu spaculul pe aici, la curățenie? Da. Dimineața, spaculul, aspiratorul. Da. Mâncare, apă și somn. Frumos se odihnesc pe aripă așa, vedeți? Ce blând sunt. Probabil că se întreabă oare cum o fi următoarea etapă, cu ploaie sau fără? Cred sau să vreau și eu. Nu, cred. Cred. Uite, mascul venit fără cipă, ceva și fără clis. Uite. Albastru, nu? Nu, gutul din mijloc. A, gutul? Da, se vede așa. Da. Și-l mai puteți recipa? Fac hârtie și recipez. La da. Ceasul chinezesc să pot, îl șterg, îl las și fac cu hârtie, o trimit la clasificator, oare acolo să ne-am luat. Nu fur. Da, nimic. Corect, corect. Și aici mi-am dat seama că a fost prins, nu în crescătorie, prins pe jos. Pentru că el a venit seara, el a venit acasă, chiar dacă era ud, era... Dar a venit fără, deci i-a luat ce a trebuit, tot. Da, da. N-am nevoie de tine, da, așa. Păcat atât timp cât există astfel de fenomene în columbofilie și astfel de oameni. În fond, educația aici... N-or să dispară. Niciodată. E mai frumos la străin pe casă decât ăla din codeț. Așa e, da. Ce atrag? Cine mă căsănim? O mână de boabe ca să-l atrag. Da. Să-l momesc, să-l păcălesc. Da, 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 așa. Arată bine, văd că sunt mai liniștiți, mai detașați decât femeile. Ele mai chemau la cui mai? Nu au treabă. Ei sunt mai... Și asta pentru că suntem noi aici, în rest nici nu le auzeam. Da, am văzut când am intrat. Erau toți în boxa lor, pe margine, frumos așteptau, nici nu le bag în sală. Super. Ați ajuns, într-adevăr, la un nivel frumos. Din punct de vedere al calității, al originii, al rezultatelor. Îmi doresc. Dacă nu mi-aș fi dorit, îi lăsam de capul lor, zburam și eu ca oricare. Da. De dragul de a zbura. Mai când te gândești la câte cheltuieli. Da. Așa e. Și cheltuială, și materială, și emoțională și muncă, câte ore, zeci de ore, sute de ore într-o lună. Câți dintre ei sunt tineri iarlingi? Cu câte ați plecat iarlingi și anul ăsta? Nu am plecat mult, la cam 20 de iarlingi. Deci mai puțin de jumătate, da, nu? Da. Și femeile și băieți, nu. Nu, că am hotărât mai puțin, aer mai mult. Da.
E simplu, s-au umplit toate compartimentele, sunt mai și vreo 7-8 pe jos pe aici. Da, corect, corect. Mult succes vă doresc în continuare. Mulțumesc, mulțumesc mult și la toată lumea să fie exact pe sufletul fiecare. Cu stimă, domnii. Și vă mai aștept.